de alimente. Am făcut adrese către toți marii operatori economici, către toate asociațiile, atât de crescători, cât și de procesatori și cei care activează în industria alimentară, dar și în retail, astfel încât să avem o imagine cât mai completă a stocurilor de alimente. Sigur că ne interesează, în primul rând, să știm că până la sfârșitul crizei toate alimentele necesare populației sunt asigurate și că vor fi suficiente și la prețuri accesibile. Iar pe de altă parte ne interesează și stocurile care se adună la producători și la procesatori. Pentru că dacă în prima săptămână, după declararea stării de urgență, am constatat cu toții rafturi goale și prețuri crescute, în ultimele săptămâni constatăm altceva. Sunt foarte multe stocuri la producătorii noștri și la procesatorii noștri, foarte multe stocuri de lapte și produse lactate, de carne de vită, de carne de pui, de pește, de legume, mai ales în zonele legumicole, și ei ne semnalează acest lucru și nu au ce să facă cu aceste stocuri. Sigur că este o schimbare de comportament a cumpărătorului care reacționează emoțional într-o situație de criză. Este și o volatilitate a piețelor și a prețurilor, în așa fel încât au apărut aceste stocuri. Sunt foarte mulți agenți economici, atât procesatori cât și producători, care lucrau cu sistemul Horeca. Acest sistem acum s-a închis, iar stocurile se adună. De asemenea, cumpărătorii, datorită restricțiilor de circulație, cumpără mult mai puțin. No, acum, cred că e o chestiune care ar trebui lămurită. Am văzut, din cauza panicii, probabil, mulți dintre oameni au mers la cumpărături în prima fază a crizei și și-au făcut stocuri. Da. Și acum, vorbind cu producătorii, așa cum a subliniat și dumneavoastră, mulți dintre ei se plâng. Spre exemplu, am vorbit cu cineva care activează în zona industriei lactatelor și spunea, laptele fiind un produs atât de perisabil, nu avem ce face cu el. Unde puteți interveni dumneavoastră? De fapt, în lanțul acesta, până ajunge produsul în frigiderul omului, ce s-a întâmplat? E incapacitatea unui producător de a ajunge la supermarket pentru că acolo sunt alte reguli, că nu toți își pot vinde prin supermarketuri produsele. Sunt închise piețele. Unde s-a produs, de fapt, această problemă? Sau pur și simplu consumatorul în această perioadă nu mai cumpără la fel de mult? Da, principala cauză este modificarea comportamentului consumatorului. Pe de altă parte, exact cum vă spuneam, o parte din piețe au fost închise și de aceea am făcut apel încă de la începutul crizei către toate administrațiile publice locale să lase piețele deschise, pentru că sunt singurele locuri în care producătorii locali pot să-și vândă produsele, mai ales și produsele de sezon. Și că respectând niște măsuri impuse de către autorități pentru prevenirea răspândirii virusului, în aceste piețe agroalimentare se poate face comerț civilizat. Dacă magazinele de colț de stradă de 10 metri pătrați au rămas deschise, nu văd de ce nu ar rămâne deschise și aceste piețe. Și am continuat cu acest apel și mâine o să prindem chiar într-o ordonanță militară obligativitatea deschiderii piețelor, cu asigurarea, sigur, a măsurilor de combatere a răspândirii virusului. Pe de o parte. Pe de altă parte, foarte mulți producători mici, care nu sunt asociați în cooperative, nu pot să-și vândă marfa în lanțurile de retail, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. În fiecare an, o parte din produse, din producție, rămânea nevândută. De aceea noi am venit în întâmpinarea acestor mici producători care au producții foarte frumoase, de calitate, dar care nu reușesc să le vândă, și am creat această platformă
De două săptămâni am făcut acest lucru. Despre unde... care vom vorbi puțin mai încolo. Da. Este tocmai o ca să le facilităm. Tocmai ca să le facilităm. Aș vrea să subliniez ce a spus, că este o informație de ultimă oră, faptul că va veni mâine o nouă ordonanță militară și acolo va fi trecut și acest lucru, obligativitatea deschiderii piețelor. E o veste foarte importantă și cred că toată lumea trebuie să știe lucrul acesta încă de pe acum. Ați mai spus ceva în introducere referitor la prețuri. Și aici știu că există o activitate de monitorizare a prețurilor la nivelul Ministerului Agriculturii. Mulți dintre cei care merg să facă cumpărături sunt nemulțumiți pentru că au crescut prețurile nejustificat la multe dintre alimentele de bază. Dar care este situația așa cum o analizați dumneavoastră acolo la Minister? Noi am făcut din prima zi această monitorizare și prin angajații de la Direcțiile Agricole Județene facem acest lucru din două în două zile, sigur în marile lanțuri de retail, dar și în piețe. Ce am constatat? Dacă în prima zi după declararea stării de urgență, în 17, au crescut semnificativ prețurile la aproape toate produsele de bază, pentru că noi monitorizăm doar produsele de bază, în următoarele zile și săptămâni, prețurile au revenit la valorile inițiale pentru toate produsele autohtone. La produsele de import au rămas prețuri, la unele din ele au rămas prețuri ușor crescute pentru că prețul transporturilor a crescut și asta ne spun cei care importă produse alimentare, a crescut cu 30-35% față de săptămânile dinaintea declanșării stării de urgență. Sunt probleme în trafic, s-au creat acele culoare verzi pentru alimente, pentru medicamente, dar totuși sunt încă restricții de circulație. Șoferii, am înțeles că nu prea sunt dispuși să facă aceste curse pentru că sunt nevoiți să treacă prin zone infectate, prin zone roșii, iar când se întorc acasă trebuie să se supună măsurilor de autoizolare. Și atunci a crescut foarte mult prețul transportului și tot ceea ce vine din import au rămas la prețuri crescute. Și atunci noi le-am sugerat retailerilor să se orienteze spre producția autohtonă, pentru că în foarte multe cazuri avem stocuri, exact așa cum ați observat și noastră, stocuri de produse de calitate românești și am îndemnat acești retaileri să se aprovizioneze cu aceste produse, astfel încât cetățenii să aibă acces la produse românești și în magazine, nu doar în piețe. Știți cum este? Criza aceasta aduce până la urmă și niște chestiuni pozitive pe care e bine să le vedem pentru că ne ajută să trecem mai ușor pentru perioada aceasta cu foarte multe probleme și poate în domeniul acesta al consumului și al agriculturii aceasta este chestiunea bună, că suntem încurajați să consumăm mai mult produse locale, să consumăm tot ceea ce este produs în România și sper că acest comportament se va păstra și după ce va fi gata această criză. Da. Sigur că trebuie să folosim această oportunitate între ghilimele, mai ales pentru producția agricolă internă, dar îndemnul acesta de a consuma produse românești, eu zic că trebuie să-l facem zilnic și trebuie să ne educăm copiii în fiecare zi, să le spunem că trebuie să consume produse românești. Profesorii la școală trebuie să spună același lucru în fiecare zi, că produsele românești sunt mai bune și poate peste o perioadă adulții care vor deveni acești copii vor fi mai responsabili și vor consuma produse românești. Pentru că este foarte simplu, dacă intri într-un magazin și ceri produse românești, și dacă în mod repetat cumpărătorii cer acest lucru, cu siguranță comerciantul va pune pe raft produse românești. Dacă deci este vorba cerere, de educație, în va primul fi rând. Și ofertă, spuneți dumneavoastră. Sigur. A fost o teorie mult vehiculată, tocmai pentru că lumea a fost îngrijorată și chiar revoltată, în mod justificat, pentru că au crescut prețurile la alimentele de bază într-o perioada de început a crizei destul de mult. Teoria aceea plafonării prețului la alimentele de bază. Eu vă știu punctul de vedere, a spus că e o chestiune care nu poate fi aplicată, dar vă întreb și chiar vă rog să le explicați telespectatorilor de ce nu este o soluție bună sau o soluție care poate fi aplicată cu adevărat la noi. Sigur, punctul meu de vedere l-am format după ce am discutat cu toți actorii, cu producătorii, cu procesatorii și cu comercianții. Nu este un punct de vedere al meu pentru că nu sunt specialist în economie, dar mi-au explicat că
dacă statul, în mod arbitrar, vine și plafonează prețul la raft, se întâmplă două efecte negative. În primul rând, se încurajează piața neagră, care oricum este destul de mare în zona agroalimentară. Pe de altă parte, se întâmplă că primii care dispar de pe piață sunt producătorii și procesatorii mici. Ei bine, toți producătorii și procesatorii mici sunt producători și procesatori din România. Ori noi, ca și stat, nu avem niciun interes să-i afectăm pe aceștia. Cei care vor rezista și vor fi ultimii afectați, vor fi cei mari, care, din păcate, nu prea sunt agenți economici cu capital românesc. Și atunci ar fi contraproductiv să se ia o asemenea măsură. Eu am făcut un apel chiar la începutul crizei, pentru că am creat o platformă de dialog, un grup de WhatsApp mare cu toate asociațiile de producători, procesatori și comercianți, cu care discutăm zilnic sau din oră în oră. Fiecare își pune acolo problemele, fiecare și probleme punctuale și probleme generale și soluții. Și am căzut de acord că pe unele filiere de produs s-a întâmplat acest lucru, că trebuie să se așeze la masă producătorul, procesatorul și comerciantul și să stabilească marja de profit între fiecare verigă acestui lanț, în așa fel încât toți să rămână pe piață în perioada aceasta dificilă prin care trecem cu toții. Iar după ce trece această criză, pot să reînceapă iarăși războiul comercial bazat pe legile pieței. Dar până atunci trebuie să ne asigurăm că toți rămân pe piață și să nu uităm că avem nevoie și de consumator, care trebuie să aibă acces la niște produse la prețuri corecte. Și că nimeni nu are dreptul să, printr-un comportament irresponsabil, să încerce să profite de această situație. Unii au înțeles, unii sigur nu au înțeles. Da, dar e esențial să aveți grijă, repet, de consumator, pentru că într-o situație ca aceasta, și am încercat să o descriu cumva în introducerea emisiunii, când nu mai știi exact dacă mâine vei avea loc de muncă, pe ce economii te poți baza, ce fel de venit vei avea, e greu să te mai confrunți și cu alimente din ce în ce mai scumpe. Dimpotrivă, într-o situație de criză, ar trebui în centrul atenției să fie consumatorul. Da, consumatorul, dar noi ca și Ministerul al Agriculturii trebuie să ne gândim și la producătorul și procesatorul român. Pentru că dacă dispare acest producător și procesator român, nu va avea cine să mai facă hrană pentru consumator. Deci noi trebuie să avem grijă și de unii și de alții. De aceea măsurile care le-am luat și pe care le vom lua vor fi măsuri graduale și vom interveni doar atunci cu măsură și cu responsabilitate și cu înțelepciune, doar atunci unde observăm că lucrurile iau un aspect negativ. Nu vrem să intervenim brutal, să complicăm lucrurile mai mult. Și pentru că vorbeați de acea platformă pe care o folosiți de când a început această criză, unde primiți tot felul de sugestii și aflați până la urmă care sunt problemele la firul ierbii, dacă poate fi exprimat așa, v-aș întreba dacă ar fi așa să faceți un clasament al problemelor cu care se confruntă cei care vă scriu în această perioadă a stării de urgență, care ar fi ele și care, de fapt, sunt alarmele primele pe care trebuie să le stingeți pentru a depăși cât mai bine situația de acum? Cele mai mari sunt cele legate de stocuri. Atât la producători cât și la procesatori, în foarte multe domenii s-au adunat stocuri consistente. Apoi, sunt probleme legate de procurarea inputurilor, foarte multe pesticide, furaje, material genetic, și aici mă refer la pui de o zi sau la purcei, vin din afară prin import și sunt greutăți în transportul prin acele culoare verzi și ajung cu întârziere. Și activitatea portoară a fost afectată pentru că s-a schimbat și acolo programul, iar cei care importă șroturi de floarea soarelui, care sunt folosite în hrana porcilor și a păsărilor, au probleme cu întârzierea, pe de-o parte. Pe de altă parte, o problemă mare, care sigur nu depinde de această criză, dar vine să accentueze această criză, este seceta endemică. O secetă care a fost înregistrată încă din toamna anului trecut și care a devenit deja o problemă foarte, foarte mare, seceta. Noi am dat, prin ANIF, am dat drumul la irigații în unele județe, acolo unde s-a solicitat încă din martie. Dar problema secetei
în zonele care nu sunt irigabile, va fi foarte mare. De aceea am făcut adrese către prefecturi și către direcțiile agricole județene să constituie rapid acele comitete de constatare a pagubelor, în așa fel încât cei care au pagube să fie monitorizați, să se știe exact care sunt pierderile, să le putem avea în calcul, pentru că va trebui în curând să oferim despăgubiri și pentru aceste pagube. Da, până la despăgubiri, aș vrea să vorbim puțin, domnule ministru, despre un subiect fierbinte în zona agriculturii, acordarea de subvenții. Acum știu că toată lumea așteaptă sprijin, așteaptă să poată să își dea seama dacă se bazează pe ceva concret. Spre exemplu, fermierii care trebuie să știe, micii fermieri mai ales, cum își planifică toată procedura pe anul care urmează? Dacă pot să-și mai cumpere semințe și tot felul de astfel de chestiuni care țin până la urmă la finalul lanțului, așa cum a spus și dumneavoastră, de siguranța noastră alimentară, mai ales dacă în urma acestei crize coronavirus va urma și o criză economică. Trebuie să știm că ne putem baza pe fermierii noștri români, pe producătorii noștri. Care este situația subvențiilor? Da. Subvențiile pentru anul acesta sunt în grafic. Peste 99,5% din subvenții au fost achitate. Și aici mă refer la subvențiile plata pe suprafață, care sunt subvențiile cele mai mari, care au început în octombrie și care acum s-au finalizat. Pe de altă parte, au fost acordate sprijin cuplat animal și luna aceasta vom da acel sprijin cuplat vegetal. În paralel s-au eliberat adeverințe pentru bunăstare animală și am început să plătim și subvențiile pentru bunăstare la porc și la pasăre. Legat de depunerea documentelor pentru plata subvențiilor pentru anul acesta, pentru finele anului acesta, am făcut următoarele demersuri. În primul rând am notificat Comisia și am cerut prelungirea termenului de depunere, care era la 15 mai, tocmai pentru a ne putea încadra. Cu această depunere, Comisia a aprobat imediat. Am suspendat 2 săptămâni depunerea cererilor la APIA, iar de luni, de când am reluat depunerea cererilor, toată procedura se face online, în așa fel încât fermierul nu mai trebuie să treacă nici pe la primărie să-și procure adeverința, nici să se prezinte la centru APIA pentru a-și completa cererea. Totul se face online, iar acolo unde sunt probleme, telefonic acestea se pot rezolva. Astfel încât toate cererile pentru subvenții pentru anul acesta să fie depuse până în 15 iunie. Am făcut de asemenea demersuri la Comisie, nu numai noi, și alte state membre, ca anul acesta subvențiile să le acordăm mai devreme. Noi am dorit să le acordăm începând din septembrie. Vom avea cu siguranță acceptul Comisiei pentru că suntem mai multe țări membre care am cerut acest lucru. Apoi, legat de măsurile de sprijin pentru intervențiile în agricultură, de acele măsuri care se derulează prin AFIR. Și aici am simplificat foarte mult procedurile. Documentele pentru noile măsuri se pot depune la fel online, se verifică documentele, se aprobă. Verificările în teren înainte de plăți nu se mai fac. Se fac plățile doar prin verificarea documentelor, urmând ca ulterior să facem verificările în teren. De asemenea, am simplificat mult procedurile, în așa fel încât treaba să meargă mai repede și absorpția să nu fie afectată de această criză. Sigur, urmând ca după ce trece această criză, să verificăm dacă cu adevărat acele lucrări care au fost trecute în documente și pe care noi le-am plătit, chiar au fost efectuate. Noi ne bazăm pe responsabilitatea beneficiarilor. Exact, pentru că e clar că ceea ce se întâmplă acum va fi verificat la un moment dat. Acum, într-o situație de criză, presupun că nu totul poate fi verificat, dar am citit un apel pe care l-ați făcut către fermieri să iasă și să lucreze terenurile, pentru că, din nou, este esențial pentru români să știe că se va putea produce intern, că agricultura va funcționa și că în toamnă ne vom putea baza pe ceea ce se produce în granițele țării noastre. Care este răspunsul la acest apel?
Dar am considerat necesar să fac acest apel pentru că unii fermieri chiar așteptau acest semnal din partea Ministerului Agriculturii și am spus că este foarte important, chiar dacă anul acesta va fi mai greu, pentru toți va fi mai greu, mai ales că se suprapune și peste criză și peste secetă, dar este necesar toți cei care suntem sănătoși să ieșim în câmp, să ieșim în fermă, să ieșim în fabricile de procesare și activitatea din agricultură și industria alimentară trebuie să continue, pentru că dacă criza, Doamne ferește, se prelungește în toamnă și în iarnă, să avem certitudinea că vom avea hrană suficientă și hrană care este produsă aici în țară. Pentru că nu știm din import ce mărfuri, ce alimente vor mai putea veni dacă această criză se prelungește. Și dacă lucrăm pământul și dacă ieșim în ferme și în fabrici, în fabricile de procesare, chiar dacă va fi un an mai greu, un an mai secetos, securitatea alimentară a cetățenilor o putem asigura din această producție internă. Oricum, specificul acestei crize este că toate țările sunt afectate și e clar că fiecare își vede interesul propriu și nu mai e cum să te mai bazezi, cum a fost cazul crizei echipamentelor medicale, nu mai e cum să te mai bazezi pe China, care făcea exporturi în mod tradițional. La fel se poate întâmpla și în zona alimentară, cu produse pe care noi în mod tradițional le importăm și într-o astfel de situație nu mai e de unde să le mai găsești. Trebuie să găsești o soluție să le produci intern. Noi produsele de bază le putem produce mult peste ceea ce avem noi nevoie. Produsele de bază. Da. Sigur că importăm tot felul de fructe exotice, importăm cafea, importăm ciocolată. Unele produse, pentru unele produse, sigur, suntem dependenți aproape 100% de importuri. Dar produsele de bază de care avem și am avea nevoie să trecem peste o criză, le putem produce în cantități suficiente la noi în țară. De aceea am făcut acest apel la agricultori și la cei din industria alimentară să nu-și piardă nădejdea, să fim solidari, să fim responsabili, să fim înțelepți și să trecem cu toții împreună peste această perioadă grea. Pentru că nimeni n-a mai avut această experiență. Nici unii n-am trecut prin așa ceva și pentru toți este dificil. Dar împreună, cu siguranță vom reuși. Și chiar dacă se poate lucra pământul și fermierii pot să-și continue activitatea, totuși trebuie să dăm și un mesaj în legătură cu siguranța și respectarea normelor care sunt impuse acum de autorități în plină criză de coronavirus, tocmai pentru că citeam îngrijorările unor proprietari de ferme. Dacă unii angajați se vor infecta, e foarte posibil ca mâna de lucru să nu mai poată fi viabilă pentru o perioadă. Se poate transmite foarte repede într-o fermă, într-o linie de producție foarte mică. Din punctul acesta de vedere, ce sfaturi le dați celor din agricultură? Cum să aplice normele acestea? Că sunt foarte importante și aici. Am avut săptămâna trecută la guvern o întâlnire cu toate asociațiile mari din agricultură și mai ales cu cele din industria alimentară, unde s-a discutat exact acest aspect și se fac și s-au făcut proceduri specifice unei ferme, unei fabrici de lapte, fabrici de carne, în așa fel încât în momentul în care apare un caz pozitiv într-o secție, să știe foarte clar cine sunt considerați contactii de pe fluxul respectiv, ce se întâmplă, cine face dezinfecția, cât timp durează oprirea producției, în așa fel încât să nu fie bulversată activitatea și să nu fie oprită activitatea în acea întreprindere. Pe câmp, sigur, este mult mai, chiar în fermă, este mult mai ușor de respectat aceste măsuri de prevenire a difuzării virusului, pentru că acolo nu există aglomerație. Și deocamdată nu au fost înregistrate cazuri de persoane pozitive în acest domeniu. Dar dacă vor apărea aceste cazuri, cu siguranță măsurile de izolare sau de carantină sunt mult mai facile decât în aglomerații mai mari sau în activități care necesită o aglomerare de persoane. De aceea, activitatea trebuie să continue.
Și ce am mai asigurat și ce trebuie să-i asigurăm pe oameni este că ei trebuie să-și continue activitatea în fiecare domeniu. Noi monitorizăm tot ceea ce se întâmplă. Iar acolo, unde vor fi pierderi care se vor acumula, pierderi de venit datorită activității, aceste pierderi, prin scheme punctuale, scheme de ajutor, o să le compensăm, pentru că așa este corect. Domnule ministru, fac o paranteză la discuția noastră pentru că am o informație de ultimă oră. Ministerul Sănătății confirmă primul deces în urma infectării cu noul coronavirus în rândul personalului medical. Este vorba despre un ambulanțier în vârstă de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Este un bărbat care a fost testat și a primit rezultatul pozitiv pe 30 martie. A fost internat la domiciliu și nu a acceptat să fie internat, a fost reținut la domiciliu și nu a acceptat internarea și a decedat la domiciliu astăzi. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru își exprimă regretul față de această pierdere. Cu siguranță că apar foarte multe astfel de informații și telespectatorii trebuie să le știe, dar trebuie să vedem și cum ne putem descurca să ieșim cât mai bine din criza aceasta. De aceea revin la dumneavoastră, domnule ministru, și vreau să subliniez faptul că această criză i-a afectat în primul rând pe cei cu mici afaceri, care nu au putere financiară foarte mare să supraviețuiască pentru mult timp. Și în cazul Ministerului de Agriculturii, putem să ne gândim la micii producători de legume. Știu că ați reușit să construiți o platformă online și poate că ar trebui oamenii să știe despre ce este vorba, pentru că sunt foarte mulți oameni care în acest moment se gândesc că este periculos să iasă, să-și facă cumpărăturile la piață și poate că reușesc să procure legume, fructe, folosind online-ul, internetul, chiar platforma pe care înțeleg că ați lansat-o. Da. Sigur că acest aspect al dificultății vânzării producției a celor care sunt producători mai mici este vechi. În fiecare an a fost această problemă. Cei care s-au asociat și, din fericire, sunt foarte multe cooperative în toate domeniile și în toate zonele din țară, reușesc ca în fiecare an să aibă contracte cu mari retaileri și să-și vândă produsele la prețuri bune, de asemenea să-și procure inputurile la prețuri la fel de bune. Cei care au rămas, să zic așa, neasociați în aceste cooperative au această problemă, iar anul acesta problema vânzării este mult mai mare. De aceea, pe de o parte, am făcut apel la deschiderea piețelor, pe de altă parte, am venit în ajutorul lor, să zic așa, cu această platformă și sigur că noi ne-am adresat în primul rând marilor bazine legumicole, pentru că acum, în această perioadă, în aceste săptămâni, sunt zeci de tone, poate sute de tone de legume care stau neridicate și în același timp, în magazine, vine marfă din import, dar nu prea vine. Și atunci am făcut această platformă în care care este ușor de accesat, în care fiecare poate să-și pună datele de contact și cantitățile de legume și sortimentele respective, iar noi i-am îndrumat pe retailer, dându-le această bază de date, să se deplaseze în acele zone legumicole și să se aprovizioneze de acolo cu aceste produse. Sigur că, în paralel, această vânzare online de legume se petrece de ceva ani de zile în anumite zone ale țării. Și este deja ceva obișnuit ca unii să-și facă această aprovizionare direct de la producător prin această metodă, cu vânzarea la domiciliu a produselor respective. Acum, odată cu această criză, cu siguranță că și această modalitate de comercializare și mai ales a produselor, pe mine mă interesează, sigur, în primul rând, produsele locale, produsele românești, această modalitate va lua amploare de comercializare, va lua amploare și cu siguranță va rămâne și după trecerea crizei, ca o variantă de comercializare, totuși la niște prețuri cât de cât acceptabile și să nu se arunce produse de foarte bună calitate doar prin faptul că nu pot fi vândute sau că cei care vin să le achiziționeze dau niște prețuri derizorii.
Da, mai este o problemă a lucrătorilor în agricultură, o problemă care e veche, care nu ține neapărat de această criză, dar vreau să vă întreb dacă nu cumva și această problemă se acutizează acum și vreau să aduc în discuție ce se întâmplă în Italia și Germania, unde știm că se dorește un acord cu România, cu alte țări din Europa de Est, tocmai pentru muncitorii sezonieri. Tentația este mare. Mai degrabă pleacă și muncesc în Italia, în Germania, unde probabil și plata este una mai consistentă. Ce spun cei din domeniu? Au cu cine să lucreze? Sunt muncitori în agricultură în perioada aceasta? Cea mai mare problemă pe care a avut-o economia românească în ultima perioadă, nu numai în domeniul agricol, a fost exact lipsa forței de muncă calificate și responsabile. Asta a fost laimotivul fiecărei întâlniri cu agenții economici din orice domeniu. Cu siguranță că ar fi nevoie și la noi de forțe de muncă calificată și responsabilă și că dacă o parte din cei care au lucrat și au experiență în țări ca Italia sau Germania, ar dori să rămână, să lucreze în fermele sau în fabricile de procesare carne și lapte din România, ar fi foarte bine. Dar până la urmă este decizia fiecăruia ce vrea să facă. Vrea să rămână aici sau vrea să plece. Noi, ca și autorități, sigur că aici nu este treaba Ministerului Agriculturii, trebuie să ne asigurăm că cei care pleacă acolo au niște condiții, în primul rând de remunerare, dar mai ales condițiile legate de măsuri de siguranță pentru a preveni contactarea acestei boli, niște măsuri foarte solide. Și eu știu de la ambasadorii noștri din Germania și Italia că se negociază aceste condiții, în primul rând, în așa fel încât toți cei care pleacă să aibă asigurate aceste condiții care să le permită să nu se îmbolnăvească, în primul rând. Asta este treaba statului. Condițiile de remunerare, sigur că și le gestionează fiecare acolo, mai ales că mulți se întorc exact în locurile de muncă în care se duc an de an. Eu, sigur, aș putea să fac așa un apel, dar ar fi ușor populist și mie nu-mi place stilul ăsta, să rămână în țară, să lucreze aici. Sigur, ei vor hotărâți să rămână în țară dacă vor putea avea înțelegeri care să le convină cu cei care lucrează în agricultură și în industria alimentară în România. Dacă aceste oferte o să fie tentante pentru ei, cu siguranță că vor rămâne aici. Și poate că ar vor fi mai tentante bine în contextul agricultura în care românească. Se va pune mai mult accent pe producție internă. Poate vor fi și aceste oferte mai tentante, mă gândesc. Da. Sau cu siguranță. Asta sperăm, să rămână cât mai mulți în România și să muncească. Trăgând linie, toate dificultățile pe care le avem din cauza crizei coronavirus și luând în calcul și faptul că anul acesta este unul secetos, așa cum ați spus, și vă pregătiți cu măsuri din acest punct de vedere, să ne așteptăm la o criză alimentară, că de fapt asta e punctul de unde am pornit și răspunsul la care ne dorim cel mai mult să aflăm, de fapt întrebarea la care ne dorim să aflăm răspunsul. Deci până acum, nici în România și nici în Uniunea Europeană nu sunt semne ale acestei crize. Dar orice stat responsabil trebuie să se gândească foarte bine, pentru că nu putem estima cât timp va dura această criză medicală, care, dacă durează mult, cu siguranță va afecta și economia și implicit și agricultura. Și atunci noi suntem obligați să ne gândim, să luăm exact aceleași măsuri ca și cum ne-am așteptat să vină o criză. Dar deocamdată, pe datele pe care le avem, datele oficiale pe care le avem și aici în țară și în Europa, nu se pune problema unei crize alimentare. De aceea, eu n-aș dori să speriem cetățenii, dar noi ca și stat, ca și autorități, trebuie să ne gândim foarte bine ce vom face. Dar la nivelul Uniunii Europene, cum se pune problema? Există vreun plan care se presupună o subvenționare ceva mai consistentă a domeniului agriculturii? Și vă întreb asta tocmai pentru că știu că a existat de curând o ședință la nivel european, la nivelul miniștrilor agriculturii. Da,
Noi am avut acum două săptămâni o întâlnire a Ministrului Agriculturii, întâlnirea lunară pe care trebuia să o avem. Și înainte de această întâlnire am scris și eu, comisarul european, mai multe, vreo 25 de puncte, ceea ce ne-am dorit noi, România, atât legat de Planul Național Strategic, care va fi pe 2000, la care lucrăm acum 2021-2027, dar și la situația de criză. Și legat de această situație de criză, am cerut în primul rând ca toate procedurile de acordare a subvențiilor să le simplificăm și să, exact ceea ce vă spuneam anterior, să fie mai puține controle, controlele să fie după trecerea crizei, să verificăm doar documente, să mergem pe încredere, totul să prelucrăm online și să, în general, să grăbim acordarea acestor subvenții, inclusiv pentru măsurile de afir, în așa fel încât lucrările pe acele proiecte să nu fie afectate. De asemenea, am cerut o flexibilitate a modului de implementare a proiectelor. Ce vreau să spun, ca să înțeleagă lumea? În măsurile care nu au fost accesate și au rămas bani, să mutăm foarte rapid banii, fără să așteptăm foarte mult aprobarea Comisiei, să mutăm foarte repede banii în altă parte, acolo unde avem nevoie. Apoi, am cerut diminuarea ratelor controalelor. De asemenea, am cerut și noi și alte țări ca anul acesta să dăm subvențiile mult mai devreme, să le dăm în septembrie. De asemenea, pregătim, pregătim niște scheme de ajutor de stat, pentru că asta ne permite Comisia, să acordăm ajutor, dar din banii noștri, nu din bani europeni. Deocamdată nu sunt alocați în plus bani europeni pentru aceste intervenții. Dacă situația se va înrăutăți, cu siguranță va fi activat probabil și un fond de rezervă european. Deocamdată Comisia a promis că se gândește să ne permită să cheltuim din banii naționali pe niște scheme de sprijin acolo unde în sectoarele de activitate, și aici eu sigur mă refer în primul rând la agricultură și industria alimentară, că asta mă interesează pe mine, acolo unde vom avea pierderi de venituri. De aceea noi monitorizăm foarte atent tot ceea ce se întâmplă în activitatea celor din agricultură și industria alimentară, să vedem exact care sunt sectoarele de activitate, care este dimensiunea pierderilor și care sunt exact acei actori economici care pierd foarte mult, să venim cu compensări în momentul în care aceste pierderi se constată. Deocamdată suntem la începutul fenomenului, monitorizăm, facem calcule și vom interveni exact acolo unde va fi necesar. Și pentru că suntem la final de interviu, domnule ministru, v-aș ruga să le transmiteți românilor un mesaj. Cred că este cel mai potrivit să audă din partea liderilor, din partea celor care administrează domenii importante, iată, precum agricultura, niște mesaje poate trec mai ușor peste o perioadă atât de grea. Păi eu aș vrea să le spun celor care ne urmăresc că este o perioadă grea, o perioadă prin care n-am mai trecut niciodată niciunii din noi, dar pe care va trebui să o trecem împreună. Și că toate măsurile care vor fi luate trebuie respectate, măsurile vor fi graduale și că durata acestor măsuri depinde foarte mult și de modul cum respectăm măsurile și de modul cum ne respectăm între noi. Și că nimeni în această perioadă nu are dreptul, printr-un comportament irresponsabil, să încerce să câștige ceva, pentru că altfel, cu siguranță, vom pierde cu toții. Și că toți împreună trebuie să trecem prin această criză. Cu responsabilitate, cu măsură și cu omenie. Astea sunt, după mine, cele trei cuvinte cheie. Responsabilitatea, măsura și omenia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru acest interviu și așteptăm vești în continuare din domeniul agriculturii. Cu siguranță vom mai intra în direct în zilele următoare.